și-au dedicat timpul liber învățatului sau pregătirii sportive. Au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare, iar miercuri au fost premiați de Consiliul Județean pentru rezultatele obținute. Este cazul a 91 de elevi buzoieni care au venit cu premii de la concursurile naționale și internaționale, făcând cinste școlilor din care provin. Și 42 de cadre didactice au fost felicitate și premiate pentru munca depusă împreună cu elevii pentru ca aceștia să obțină premii la olimpiadele internaționale și naționale în decursul anului școlar 2017-2018. Practic am trăit un moment emoționant la Consiliul Județean. De ce? Pentru că am avut ocazia, noi cei din Consiliul Județean, să-i cunoaștem pe unii dintre cei mai deosebiți, să spun așa, copii și profesori, care ne fac cinste atât învățământului buzoian cât și național. Și de ce nu? Cu siguranță ei vor fi viitorul acestei țări. Așa cum am spus și în cadrul festivității, noi autoritățile locale și chiar și centrale facem mult prea puțin pentru învățământ în general, dar sperăm cu odată cu trecerea timpului să se revină la o normalitate. Laureații buzoieni spun că numai prin muncă poți avea rezultate deosebite, dar și satisfacții. La premiul întâi am fost prima pe țară la Olimpiada Națională de Limbi Clasice, la limba latină, anul trecut. Nu pot să spun că e ușor. Mi-am dorit foarte mult să fiu olimpică și am reușit abia la HDU prin foarte multă muncă alături de doamna profesoară Hristache. Sunt ore multe de pregătire în afara programului școlar. Este greu pentru toată lumea, se fac sacrificii. A fi olimpic nu e pur și simplu ceva ce apare din senin. Trebuie muncă, trebuie sacrificiu, trebuie exercițiu permanent. La ce ai renunțat? La unele evenimente de familie, la prieteni, la ieșiri în oraș. Nu știu, la mine uneori n-am mai avut timp să fac alte lucruri care îmi plăceau. Am luat locul 3 la Olimpiada Națională Lectura ca Abilitate de Viață. A fost greu să obții? Da, m-am pregătit mult, am citit cât se poate de mult și am încercat să mă documentez din foarte multe surse, astfel încât să lucrez cât mai mult și se pare că am avut un rezultat bun și mă bucur că și Consiliul Județean a vrut să ne premieze și mă bucur foarte mult să mă aflu aici astăzi. Care este visul tău? Visul meu este să ajung cât mai sus. Încă nu m-am decis ce vreau să ajung, dar vreau să ajung ceva, să ajute oamenii, să fie ceva bun. Cadrele didactice privesc cu mare mândrie către mințile strălucitoare ale copiilor și în același timp culeg roadele muncii și implicărilor alături de copii. Am două premii luate de copii la Olimpiade Internaționale și unul la Olimpiada Națională și mai sunt copii care n-au reușit să ia premiu, dar au ieșit pe locuri foarte bune, 4-5, asta înseamnă mențiune și astăzi n-au fost chemați. E greu? Da, este foarte greu. Nu știu în ce măsură un copil este dispus să renunțe la timpul lui liber în care ar putea să citească, în care ar putea să se vadă cu prietenii. Și nu știu nici cât de bine este pentru el, dar cei care reușesc să facă performanță au, zic eu, viața asigurată. O legătură indisolubilă între procesul educativ și felul în care familia se implică. Oricât am vrea să renunțăm la ideea de a-i lăsa liber, de a fi ca în alte orizonturi, de a ne apropia cumva de alte modele, modelul românesc înseamnă și familie. Și e clar că școala trebuie să se raporteze și la familie. Anul acesta, Consiliul Județean Buzău a acordat premii în valoare de 600 de lei pentru elevii și profesorii care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale. De asemenea, olimpicii naționale au fost recompensați cu premii în valoare de 500 de lei pentru locul 1, 400 de lei pentru locul 2 și 300 de lei pentru locul 3.